Lupta deschisă pentru schimbarea conducerii companiei Apaserv este din ce în ce mai crâncenă. În ședința Consiliului Județean Neamț din 31 octombrie, consilierul județean Neculai Pușcașu, delegat de conducerea legislativului nemțean cu punerea în aplicare a hotărârii de schimbare a managerului Cătălin Dughir, a prezentat în fața colegilor la punctul diverse un raport cu activitatea companiei, a cărui management este pus la zid. Sunt acuzate ilegalități comise la nivelul conducerii în recepționarea ilegală a stației de epurare de la Roman, precum și alte multe nereguli care s-ar fi comis la această companie. Avem o informare cu privire la punerea în aplicare a hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 212/2016 pentru luarea unor măsuri privitoare la compania județeană Apaserv S.A. Domnul Pușcașu, vă rog să ne faceți informare. În baza mandatului care ne-a fost încredințat în ședința din 19 septembrie, respectiv a hotărârii 212/19 septembrie a Consiliului Județean Neamț, reprezentanții Consiliului Județean împreună cu cei ai Consiliului Local al Municipiului Piatra Râmpită, Comunea de Sanu Cel Bun, care fac parte din AGA de la Compania Județeană Apaserv, și vreau să fac mențiunea că al cincilea post pentru care Consiliul Municipal al Municipiului Roman și-a desemnat reprezentantul, însă actul constitutiv nu a fost modificat. Așteptăm avizul Asociației Inter de Dezvoltare Intercomunitară a AGA Neamț pentru a proceda la modificarea respectiv din 4 membri AGA în 5, care nu avea drept de vot pentru că nu era în actul constitutiv al societății. Am parcurs toți pașii prevăzuți de legislația în vigoare și în baza mandatului care ne-a fost încredințat. Pe larg mi-am prezentat această informare. Vreau să vă informez, stimați colegi, că deja am primit o reacție de la Compania Județeană Apaserv și am înțeles și de la alți colegi că au primit aproape toți consilierii județeni acest punct de vedere, care nu face altceva decât să tensioneze și mai mult climatul dinspre partea apei, a conducerii Companiei Județene Apaserv spre Consiliul Județean, în ideea că noi, în mod clar, în informare, am prezentat toți pașii care i-am făcut și respectând cu strictețe legea 31 republicată, legea care a aprobat ordonanța de urgență 109/2011 și celelalte normative vigoare, cu toate acestea se aduc jigniri, spun încă o dată, nepermise de către conducerea Companiei Apaserv, în loc să se concentreze pe ce au de făcut la Apaserv, se concentrează că nu știu cum să-și facă propagandă în mass media locală, nu știu cum să jignească mai mult, începând de la președintele Consiliului Județean Jundin, cu noi consilieri județeni care suntem amătați și facem parte din AGA de la Apaserv. Este o chestiune care dă de gândit și spun că trebuie să ne dea de gândit, pentru că nu este normal un asemenea comportament. Pe parcursul acestor 3-4 săptămâni de când am fost mandatat, sau chiar aproape 2 luni de zile, noi am solicitat și o serie de documente în mod oficial, mai întâi pe Viugrai, mergând la fața locului, după care am făcut corespondențe cu executivul de la Compania Județeană Apaserv. Vreau să vă spun că nici la momentul în care discutăm, nu au fost la dispoziție acele documente, documente care să fie analizate și evident să poată trage concluzii despre modul în care se conduce și își desfășoară activitatea, conducerea și fostul Consiliului de Administrație de la Apaserv. S-a solicitat, ca să vorbim în clar, contractul de mandat al directorului general, s-au solicitat deciziile date de Consiliul de Administrație înlocuit, revocat de către AGA în 22 septembrie, date în anul 2016. Documente care au fost refuzate, aș fi să pune la dispoziție. Spuneam că în acest document, eu îl consider document atâta vreme, că am fost împuternicit și mi se pare corect să și informăm ce am făcut, vreau să vă spun că în cursul zilei de vineri, în jur de ora, mergem pe exactitate, nu mergem cu vise sau cu exprimări, zicem noi, foarte jignitoare la adresa multor, crezând că poate ne și simțim, dacă folosesc cuvinte grele, apuse, să zicem, în vorbirea noastră românească și contemporană,
Vreau să vă spun că vineri am mai primit două rapoarte de la Consiliul de Administrație al companiei județene Apaserv. Consiliul de Administrație care a fost ales în baza și selectat anului din lista care noi am aprobat-o în plenul Consiliului Județean, unde mi s-a adus la cunoștință fapte deosebit de grave cu privire la modul în care au fost soluționate cu deosebire recepțiile la terminarea lucrărilor în cadrul contractului de lucrări CD6, extinderea și modernizarea stației de curare a apelor uzate de la Roma. Aceasta este un raport, raport care l-am și pus la dispoziție prin legislatură la Consiliul Județean și domnul președinte, pe bună dreptate, a zis că e un material foarte mare și m-a solicitat să facem o sinteză din acest material. Cine dorește, se adresează conducerii județului și poate să-l vadă în extenso. Iar un al doilea raport al Consiliului de Administrație este tocmai acest refuz de a colabora și a colucra între conducerea executivă a companiei Apaserv, pe de o parte cu împuterniciții mandatari ai județului, ai municipiului Piatra Râncea, comunei Alexandru cel Bun, cât și în vis-a-vis de Consiliul de Administrație care a fost aprobată de către AGA și evident în relația și cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AGA Neamț. Dacă îmi îngăduiți, am să prezint doar câteva probleme. Deci au fost identificate într-un prim raport o serie de ilegalități, cum spuneam, în cadrul activității de recepție la stația de curare de la Roma. Ce aspecte s-au constatat? Contractul de lucrări CD6, extinderea și modernizarea stației de curare a apelor uzate Roma, este parte integrantă a proiectului major extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț. Lucrările au fost executate în cadrul contractului numărul 26.120 din 28.11.2012 încheiat între compania județeană Apaserv S.A. în calitate de beneficiar și firma Pasavant Rödiger GmbH în calitate de antreprenor. Durata de execuție a contractului a fost de 31.7 luni cu termen de finalizare la data de 1.9.2015. Ulterior au mai fost acordate extensii de timp, astfel că data de finalizare a fost extinsă în baza unor acte adiționale la contractul inițial. Valoarea contractului a fost de 42.994.113 lei fără TVA, având drept surse de finanțare 79.14% fonduri europene și 20.26% cofinanțare națională. Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor de construire numărul 240 din 24.10.2013 și numărul 42 din 30.04.2015, autorizații eliberate, era și Chireze, Primăria Municipiului Roma. Reprezentantul companiei județene Apaserv S.A., domnul inginer Dudier Ionuț Cătălin, în calitate de director general, a convocat comisia de recepție la terminarea lucrărilor pentru contractul CD6 în data de 23 mai 2016, ora 11, la stație de curare apă uzate Roma. În urma acestei recepții a fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor numărul 16.209 din data de 25 mai 2016, prin care, în urma constatărilor făcute, comisia de recepție a propus amânarea recepției. Comisia a motivat propunerea făcută prin aceea că s-a constatat sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranța în exploatarea construcției din punct de vedere al exigențelor esențiale. Totodată, construcția SIAU Roman, în ansamblu, prezenta vicii a căror remediere era de durată și care, dacă nu ar fi făcute, ar diminua ponderabil utilitatea lucrării. Comisia a recomandat finalizarea de urgență a lucrărilor neexecutate, finalizarea remedierilor și solicitarea unei noi recepții atunci când sunt îndeplinite condițiile legale de recepție. În baza acestui proces de fapt, dar și a referatului numărul 5647 din 26 mai 2016, întocmit de Bulai Petru, angajat al companiei județene Apaserv în calitate de președinte al Comisiei de Recepție, directorul general, domnul Dughir Ionuț Cătălin, a emis dispoziția numărul 228 din data de 26 mai 2016, prin care a dispus amânarea recepției la terminarea lucrărilor pentru contractul de lucrări CD6, conform prevederilor articolului 21 din hotărârea Guvernului 277/94. La data de 24 iunie 2016,
domnul director general Ghirionus Cătălin convoacă din nou Comisia de Recepție pentru data de 29 iunie 2016, ora 11. De această dată, reprezentantul Inspectoratului Județean în Construcții Neamț nu a mai participat. Ceilalți membri ai Comisiei au luat decizia de a propune admiterea recepției. Astfel, au fost întocmite procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor numărul 19.925 din data de 29 iunie 2016 pentru lucrările de construcții și instalații aferente acestora și numărul 19.926 din data de 29.6.2016 pentru montajul utilajei, echipamente, instalații tehnologice semnate de membrii Comisiei. În baza acestor procese verbale și a referatului numărul 6.870 din 30 iunie 2016 întocmit de Izot Mihai, manager contract pentru contractul de lucrări cele 6, prin care s-a propus admiterea recepției, domnul director general Ghirionus Cătălin a emis dispoziția numărul 273 din data de 30 iunie 2016, prin care a dispus, citez, admiterea recepției la terminarea lucrărilor. Pentru contractul de lucrări cele 6, această dispoziție constituie o ilegalitate din următoarele considerente. S-a propus admiterea recepției cu toate că s-a constatat că lipsa sau determinarea unor lucrări ce afectează siguranța în exploatarea construcției din punct de vedere a exigențelor esențiale. Practic, unele mici excepții, s-a constatat lipsa totală a unor obiecte de construcții și determinarea unor obiecte de lucrări, la fel ca și în cadrul recepției anterioare din data de 23 mai 2016, atunci când recepția a fost amânată. De altfel, lucrările lipsă sau determinate au fost consemnate în procese verbale de la cele două recepții, 29 iunie 2016, în anexele numărul 2 și 3. Construcția SIA-ului roman, în ansamblu, prezenta vicii a căror remediere este de durată și care, dacă nu ar fi făcute, ar devina ponderabil utilitatea lucrării. Aceste condelente menționate în procesele verbale 19.925 și 19.926 din 29 iunie 2016 constituiau motive temeinice și legale care obligau, citez, obligau membrii Comisiei de Recepție să respingă recepția, iar pe domnul director general Ghir Ionuț Cătălin să nu emită decizia de admitere a recepției la terminarea lucrărilor. În anexa numărul 3 la cele două procese verbale din 29 iunie 2016, anexă destinată în exclusivitate lucrărilor de remediere care nu sunt de durată și care nu pot afecta durabilul utilitatea trecute în mod total eronat, obiecte de lucrări lipsă și lucrări nefinalizate, care afectează în mod esențial construcția SIA-ul roman în ansamblul său. Practic, fără aceste obiecte de lucrări, SIA-ul roman nu poate fi funcțională la parametrii tehnici de calitate și de contractul încheiat cu antreprenorul Patalan. Chiar și în anexa numărul 2, la cele două procese verbale anexă destinate lucrărilor care nu au fost executate, sunt trecute în mod real obiecte de lucrări și părți de obiecte de lucrări nerealizate, motiv suficient de respingerea recepției. Respingerea sau amânarea din noua recepție ar fi avut consecințe negative pecuniare îndreptate împotriva antreprenorului Pasavan. Conform clauzelor din contractul de lucrări cele 6, după depășirea termenului de execuție prevăzut în contract și actele adiționale la contract, antreprenorul ar fi trebuit să plătească penalități de întârziere pentru fiecare zi de întârziere. Pentru a evita aceste penalități importante, s-a forțat, în ghilimele, recepția din data de 29.6.2016, deși nu existau condiții legale pentru aceasta. Considerații tehnico-juridice. Recepția constituie o componentă esențială a sistemului calității în construcție și este actul prin care investitorul declară că acceptă, preia lucrarea, cu sau fără rezerve și că aceasta poate fi dată în folosință. Prin actul de recepție se certifică faptul că executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului și ale documentației de execuție. Recepția lucrărilor de construcții este o acțiune obligatorie prin care se constată și se consemnează în documente specifice realizarea lucrărilor de construcții la nivel de calitate, proiectul anterior execuției și potrivit prevederilor contractuale. Încălcările evidente ale normelor legale. Legea în acțiunea atrag nulitatea absolută a recepției, producând o bătănare atât investitorului, Comisia Județeană Apaserv și implicit acționarului majoritar Consiliul Județean Neamț, care avea ocazia și obligația de a respinge recepția, ori de a-și vedea soluționate obiecțiunile la aceasta,
dar aducând la atingere și ordine de drept sub aspectul încălcării normelor privind calitatea în construcții, respectiv legea numărul 10/1995 republicată privind calitatea în construcții. Cerința recepționării construcției pe Zărecean nu este o singură formalitate, ci este menită să asigure însă substanța drepturilor și obligațiilor care vin părților implicate în procesul de realizare a lucrărilor. Admiterea recepției la terminarea lucrărilor presupune ca acea construcție în ansamblu său să fie funcțională și să îndeplinească în totalitate parametrii de calitate prevăzuți în contractul de execuție. Ori, în cadrul cele 6, acest lucru nu a fost respectat, admițându-se o recepție pe baza unor infracțiuni de fals și abuz în serviciu. Aceste ilegalități pot pune în pericol credibilitatea și viabilitatea contractului de lucrări cele 6 și poate atrage sancțiuni severe din partea Comisiei Europene, putând atrage chiar restituirea întregii finanțări europene pentru proiectul major, cum spuneam, extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apuzitați în județul Neamț. În raportul de activitate, care noi l-am văzut la societate, la companie, de activitate pentru perioada 06/01/2016, document prezentat și pe site-ul oficial al companiei județene Apaserv, Consiliul de Administrație al Companiei Județene Apaserv prezintă la capitolul privitor la gradul de implementare a proiectului major, la pagina 31, un tabel centralizator, privind cele 7 contracte de lucrări componente ale proiectului. La poziția 6, coloana 8, stadiul fizic declarat pentru contractul cele 6 este de 100%, ceea ce înseamnă că lucrările erau finalizate în totalitate. În realitate, în conformitate cu anexele permite la recepția de data de 29.06.2016, mai erau infectat mai multe obiecte de lucrări, prin volumul total de lucrări, unele din obiectele de lucrări neexecutate fiind esențiale pentru funcționalitatea stației de curare. Cu alte cuvinte, în acest raport de activitate întocmit și semnat de către președintele Consiliului de Administrație, domnul inginer Dăstrăcu Vasile, și de conducere executivă a companiei, domnul Dumitru Onuț Cătălin, director general, și doamna grădinarul Maria Elena, director economic, sunt prezentate date eronate cu scopul de a duce în eroare acționarii societății și finanțatorul proiectului major. Spuneam că din acest raport am extras doar o parte, în mesajul puteți consulta la nivelul Consiliului Județean. Conducerea Apaserv nu a ratat prilejul de a contracara și a demasca așa zisele grupuri de interese ale politrucilor din Consiliul Județean de a pune mâna pe managementul companiei, lucru atacat în instanță și deocamdată blocat până la o decizie a justiției. Directorul general Cătălin Dughier a prezentat și un raport de activitate prin care susține că și-a îndeplinit indicatorii din contractul de mandat pe care l-are pentru conducerea companiei. El nu a ezitat să arate cu degetul către conducerea Consiliului Județean, care nu a investit nimic în refacerea infrastructurii, care ar trebui să ducă la eliminarea pierderilor de apă ce măresc și prețul acesteia. Am considerat că ar trebui, având în vedere ultimile desfășurări legate de compania județeană Apaserv, ultimile evenimente și continuarea unei așa zise hărțuiri, cred că pot să o numesc așa, asupra companiei și asupra conducerii companiei, de către o serie de politicieni, reprezentanți în AGA a companiei județene Apaserv, am considerat necesar că ar trebui să lămurim unele din aspecte. Au fost amplificate și de faptul că în ședința de Consiliu Județean care va fi astăzi, am văzut o informare făcută de 4 din cei 5 din membrii în adunarea generală a acționarilor, respectiv domnul Andrușcă, domnul Pușcașu Neculai, domnul Cristian Mihalcea și domnul Pantelimon Roșu, în care am văzut o serie de aspecte total, nu pot să spun, n-am să mă refer de fapt la aprecierile la adresa mea, pentru că alea vor constitui o plângere în instanță împotriva celor 4, pentru că și-au permis să facă niște afirmații la adresa mea care n-au nicio legătură cu realitatea. Dar în partea a doua a materialului am văzut de fapt un material care mi-a adus aminte, m-am uitat încă o dată cu ea adresat, am crezut că e unui prim secretar, a doamnei Maria Gheorghe, pentru că era un limbaj asemănător în ceea ce le vedeam în 1990, înainte de 1990, cu 2-3 cadre, cu prins frumos, îmbrăcat într-un astfel încât
populația să chiar să creadă dezinformările care sunt trecute acolo. De-aia am zis că nu insist asupra acelor probleme care sunt neapărat. Nu vreau să ajung în situația în care să prind dezvinovățire, să mă acuz de fapt. Eu vreau să vă prezint clar situația companiei, situația din, la ora actuală din companie, pentru că populația acestui județ trebuie să știe foarte, foarte bine ce se întâmplă într-o companie, cea mai mare companie a județului Neamț, care, am să repet încă o dată, nu este în subordinea Consiliului Județean Neamț. Acționarul majoritar acestei companii este județul Neamț, deci cetățenii acestui județ, că sunt reprezentați prin Consiliul Județean, asta nu înseamnă că sunt, această companie este subordonată județul Neamț și cu atât mai puțin consilierilor județeni Neamț și mai puțin celor doi reprezentanți în AGA, cei doi consilieri județeni, care consideră că dacă sunt reprezentanți ai în AGA Consiliului Județean, înseamnă că pot să ia orice fel de măsură, indiferent de lege. În materialul prezentat se fac referiri la problemele care sunt la această companie. Eu am să vă prezint un raport de activitate pe care el va fi transmis și Consiliul de Administrație. Este raportul de activitate al directorului general la 30.09.2016. Și am să încep cu finalul, cu indicatorii contractului de mandat. Acel contract de mandat care tot mi este cerut de fiecare din cei patru semnatari a informării respective și care afirmă de foarte multe ori că acești indicatori nu sunt realizați. Ceea ce este total eronat și ceea ce induce mult în eroare pe locuitorii acestui județ. Sunt 20 de indicatori de mandat care la 9 luni sunt doar 2 din ei nerealizați, respectiv gradul de conectare a populației, gradul de conectare a populației. Și asta e nerealizarea ca urmare a faptului că noi am extins foarte mult rețeaua prin proiectul major și urmează ca cu ajutorul factorilor politici și a celor implicați să reușim să convingem populația acestui județ de necesitatea de a se branșa și racorda la apă și la canalizare. Este o acțiune destul de dificilă, o acțiune care e de durată, dar care în timp eu sper să ajungem la rezultatele la care le-am propus. Al doilea indicator nerealizat este apa care nu aduce venituri. Apa care nu aduce venituri, care știți că tot a fost discutat subiectul și tot s-a dezbătut de acele pierderi de apă pe care le plătește toată lumea. Dar, repet, aceste pierderi de apă nu pot fi diminuate decât prin investiții majore. Investiții majore care presupun nu fonduri europene, nu se fac reparații sau reabilitări de rețele din fonduri europene. Deci nu vreau să mai creadă toată lumea că prin fonduri europene se reabilitează rețele. Nu există așa ceva. Uniunea Europeană nu alocă bani pentru reabilitări de rețele. Reabilitarea acestor rețele trebuie făcută cu investiții din fondurile proprii ale companiei sau din alte fonduri. M-aș referi aici fonduri alocate de acționarul majoritar. Adică mi se pare normal, când ești acționar majoritar, să fii acționar nu numai când vrei să schimbi conducerea companiei, ci să fii acționar majoritar și când trebuie să investești și să crești gradul de satisfacție a clienților și a populației acestui județ. Rețeaua la ora actuală este 30% cu durată de viață expirată. Asta înseamnă investiții majore, bani care trebuie alocați. Nu, compania județeană Apaserv nu va putea niciodată, indiferent de cine o va administra, o va conduce,
să aloce asemenea sume de bani pentru reabilitarea unor rețele în contextul în care pe aceste rețele nu s-a intervenit de sau nu s-au făcut investiții de mai bine de 30 de ani. Deci luați istoricul și vedeți dacă s-a făcut o investiție în infrastructura de apă și apă uzată în județul Neamț de la Revoluție încoace. Deci nu pot să reabilitez ceea ce nu s-a făcut de-a lungul timpului. Se poate face printr-un program comun pe care l-am solicitat la Consiliul Județean să facem un program de investiții astfel încât în fiecare an să fie alocate sume pentru reabilitarea acestor rețele ușor, ușor, pentru că nici practic nu s-ar putea face, chiar dacă ar fi suma de bani alocată, nu s-ar putea face de azi pe mâine o reabilitare a rețelei, pentru că presupune un deranj a populației. Fără acest plan de acțiune, fără a reuși să facem treptat în decursul anilor să reabilităm această rețea, vom ajunge în situația în care am ajuns în martie, în care o avarie majoră pe o conductă magistrală poate duce la sistarea apei pe 3-4 zile și cu scandalul aferent, așa cum vă aduceți aminte că am fost acum la începutul anului acestui an. Și revin aici, deci toți indicatorii, acești 20 de indicatori, fiecare are ponderea lui, astfel încât adunat să dea 100% sau 1, cum ar veni. Pot să vă spun că la 9 luni acești indicatori sunt depășiți cu 54%. Deci afirmația că în compania județeană Apaserv sunt probleme este total eronată. Deocamdată, compania județeană Apaserv are un profit care și l-a propus, indicatorii de mandat sunt realizați, avem probleme acolo unde, la cifra de afaceri, din cauza scăderii consumului, e o chestie normală, fiecare om începe să-și drămuiască apa consumată și atunci, normal, de la fiecare an, în fiecare an avem o diminuare a consumului, dar în același timp ducem o politică pentru a câștiga alți clienți și care consumul redus să reușim să menținem o cifră de afaceri corespunzătoare, astfel încât să ne putem desfășura activitatea. Deci nu se pune problema de a fi un management prost sau de a acționa în companie pe interese proprii, un grup de interese. Nu. Tot ce am făcut până acum prin politicile care le-am implementat a fost din contra pentru ca această companie să aibă activitate foarte bună. Și nu am fi reușit să ne menținem în condițiile actuale politice pe linia de plutire dacă nu am fi fost foarte riguroși în implementarea acestui program de management pe care l-am propus. Păcat că nu suntem lăsați să ne-l facem și să-l ducem până la capăt. Pentru că întâlnim deseori piedici și mă refer inclusiv acel material care îl veți găsi, îl vor desbate probabil azi în ședința de Consiliu Județean și chiar m-aș bucura să puneți întrebări și să întrebați legat de toate activitățile, pentru că el pleacă de la acea revocare a Consiliului de Administrație, o revocare care s-a făcut, o să vedem ce stabilește instanța, din punctul meu de vedere este făcută fără respectarea legii, un Consiliu de Administrație care se intitulează Consiliu de Administrație, dar care nu este legal constituit pentru că conform actului constatator la Registrul Comerțului, nu veți regăsi acele nume care sunt propuse, iar în actul constitutiv al companiei scrie clar la articolul 18 că Consiliul de Administrație își începe activitatea în momentul în care este înscris la Registrul Comerțului. De fapt, este și la Tribunalul Neamț este deschisă o acțiune pentru că înregistrarea acelui Consiliu de Administrație propus nu s-a făcut din cauza că nu s-au întâlnit toate condițiile legale. Sunt două cereri de intervenție, una făcută de către
compania Apaserv și Consiliul de Administrație și una făcută de municipiul Roman, care a fost ignorat, efectiv ignorat, n-a fost chemat la acea ședință, deși este acționar, membru NAGA Apaserv. Și i s-a luat acel drept. Au fost deja numiți, au fost în acel Consiliu Paralel, care se auto-intitulează Consiliul de Administrație, o serie de 7 membri. Eu nu știu ce calitate, nu ni s-a prezentat ce CV-uri, ce au lucrat la viața lor. Chiar v-aș ruga să le cereți CV-urile fiecare dintre ei, să vedeți ce activități au desfășurat. Pentru că, chiar dacă sunt membri provizorii, eu cred că pe perioada aia de 4 luni, cât trebuie să organizeze acea selecție pentru membrii definitivi, iau niște decizii și pot decizii care au efect asupra funcționării companiei. Luați CV-urile celor 7 și comparați-le cu CV-urile care le-am pus pe site a celor 8 membri care sunt selecționați, din rândul cărora ar trebui completat Consiliul de Administrație care este în vigoare astăzi, cel care funcționează astăzi. Și comparați și vedeți ce experiență au cei selecționați de firmă și ce experiență au cei propuși de Consiliul Județean. Și de acolo să vedeți pe ce criterii au fost puși cei care trebuie să, din rândul care trebuie ales și completat Consiliul de Administrație și ce criterii au fost aleși ceilalți. Și o să vedeți atunci care e grup de interese. Grupul de interese a lui Dughir, care este menționat aici în material, sau grupul de interese a altor politruci care vor să cu tot din adinsul să aibă control asupra companiei și nu mă feresc să o spun, control pentru că am văzut cineva că a pomenit cu mierea de albine, cu borcanul de miere de albine, da, în ideea că s-a semnat un contract de consultanță de 47 de milioane, în ideea că am propus 185 de milioane investiții fonduri proprii, investiții prioritare, pardon, pe fonduri europene, normal că fiecare caută acum să găsească o portiță prin care conducerea acestei companii să poată fi dirijată, manipulată, astfel încât fiecare din cei doritori care vor să schimbe conducerea să poată dirija fondurile unei vorei. Au încercat toți. Toți au încercat de-a lungul timpului. Dar pentru că eu, împreună cu conducerea executivă, ne-am opus tot timpul acelor chestii ilegale, normal că acum deranjăm. Și dacă o luați pe firul istoriei, o să vedeți. A încercat Tărâță, n-a reușit. Acum încearcă actualul președinte, nu știu ce va reuși. Vedeți că sunt aceleași scenarii. Același scenariu, deci nu diferă. Diferența este că la un moment dat unul din ei s-a oprit când a văzut că încalcă legea. Normal că deranjează în momentul în care vrei ca anumite licitații să fie dirijate spre ceea ce îți dorești tu, spre firme care îți dorești tu. Și cineva se opune. În tot acest război între Consiliul Județean, acționarul majoritar la compania Apaserv și conducerea operatorului de apă și canal, de pierdut are doar consumatorul, care plătește apa cea mai scumpă din țară. Cum se va termina acest război de uzură, doar instanța o poate stabili. Până atunci, ca la noi, la nimenea, pentru că deciziile în companie sunt luate de două consilii de administrație paralele, unul înscris la Registrul Comerțului, altul numit de Consiliul Județean, cu membri desemnați, evident, pe criterii politice de către PSD.